Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur că suntem împreună. Socoteam aici cu fratele Bobby, cred că am peste 12 ani de când am fost la voi, că am mai fost odată. Iar la Vena, frate Cuibus, cred că am peste 10 ani de când am fost și recent am ajuns. Acum eu am ajuns să fiu mai util acolo, în patria noastră, acolo în Bucovina, folosim mai mult frațelor. Mă bucur să fiu cu voi, am plecat de dimineață de acasă, a fost anunțat o întârziere de 47 de minute, cred că a fost mai mare, până la urmă ne-am îmbarcat în avion. În avion ne-au anunțat că mai stăm îmbarcați 40 de minute și am stat, poate mai mult, și acum noi venim direct de la aeroport. Ne-au adus direct la adunare. E adevărat, eu am primit o informare de la fratele Bobby, într-un mesaj, că dumneavoastră aveți un text pentru seara aceasta, un subiect, ceva legat de judecată și viața veșnică, dar mă mărturisesc, eu nu prea citesc mesajele. N-am scris în viața mea niciun mesaj niciodată, nici la nevastă. Nu scriu mesaje. Și multe din ele, care nu mi se par interesante, le șterg, că am un telefon de ăsta vechi, le șterg înainte de a le citi. Cine vrea să mă vorbească cu mine, să mă caute, să mă sune, răspund la orice oră. Și când am citit mesajul acela, în secunda 2 am și uitat. Acum a venit pe drum fratele Ovidiu, mi-a adus aminte de mesaj și tot m-a rugat Domnul, Doamne, dă-mi câteva cuvinte. N-am venit pregătit pe subiectul acesta, dar am rugat pe Domnul să-mi dea câteva gânduri despre aceasta. Primul gând care vreau să-l împărtășim este că noi trăim în două lumi paralele. Ele coexistă, sunt în același timp. O lume a materiei și o lume a spiritului. Lumea materiei e asta pe care noi o vedem și în care ne orientăm cu cele cinci simțuri ale noastre. Și în Evrei 11:3 spune că prin credință noi credem că toate lucrurile care se văd sunt făcute din lucruri care nu se văd. Vorbind de starea de agregare, solidă, lichidă, gazoasă, plasmă, avem aici amvonul în față. Amvonul ăsta îl vedem. El e făcut din molecule. Moleculele sunt din atomi, cu sarcini pozitive și negative. Eu vă întreb, arătați-mi atomii de aici. Din lucru care nu se văd, asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi ne raportăm la lumea asta a materiei cu simțurile noastre. Dar mai există o lume a spiritelor. Există Dumnezeu, pe care nu-L vedem. Sunt arhangeli, sunt îngeri, este diavol, duhuri ale răutății, pe care noi nu le percepem cu simțurile noastre. Deci două lumi. O lume a materiei și o lume a spiritului. Lumea materiei este condamnată la distrugere. Tot ce vedem noi aici, Germania are o infrastructură solidă. Șosele bune, căi ferate performante, am văzut canale de, pe care circulă vapoare aici la voi, clădiri impunătoare. Și nu numai în Germania, în toată lumea asta am văzut multe frumuseți. Astea toate sunt condamnate la distrugere, la dezintegrare. Pentru că va fi un cataclism cosmic, spune 2 Petru capitolul 3, în care cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cer nou, pământ nou, în care va locui neprihănirea. Deci, frații mei, tot ce aveți voi în Stuttgart, aici în Germania, și mașina ta, și casa ta, și hainele tale, toate într-o zi vor arde.
Într-o zi vor arde, eu cred că așa spune Sfânta Scriptură. Astea sunt condamnate, raportul de subordonare, că spiritul trebuie să domine materia. Adică Duhul să fie mai tare decât carnea. Dar există lucruri veșnice, lucruri care rămân. Spune în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, și am văzut un înger puternic zburând prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică. Evanghelia asta e veșnică, asta nu trece, nici nu poate fi distrusă. Ateul Voltaire spunea că peste 100 de ani în Franța va fi o singură Biblie la muzeul din Louvre. Și ironia soarte, sau Dumnezeu a făcut peste 100 de ani, casa lui era depozit de Biblie. Vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu va fi comemorată o veșnicie. Căci Hristos a cerut sărbătoarea asta, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Singura sărbătoare dorită și poruncită de Hristos a fost Sfânta Împărtășanie sau Cina Domnului. Frații mei, există lucruri care rămân. Scrie în Iuda 20:21, dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Deci noi, oamenii care suntem aici, cunoaștem că lumea asta în care trăim, de care suntem preocupați, de care depindem, care ne dragă câteodată, lumea asta e sortită dezintegrării, va dispare. Dar este o viață care rămâne, o viață veșnică. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Bun, acum viață veșnică. Viață veșnică. Dar ce se întâmplă? Că noi care suntem aici, aduși în existență, noi nu mai murim. Este un text în Luca, capitolul 16, de la versetul 19 începând, foarte bine cunoscut de dumneavoastră, pilda bogatului nemilostiv, care spune că trăiau doi oameni, unul bogat și unul sărac. Ăla bogat ducea o viață de huzur, îmbrăcat în porfiră și insubțire, ăla bogat plin de buble, se numea Lazar, cerșea la ușa bogătașului. Câinii veneau și lingeau bubele. Dar acum vine un verset interesant și spune așa, cu vremea săracul a murit. Eu ieri predicam din pilda aceasta, spuneam așa, ipotetic vorbind, merg prin Stuttgart, văd o clădire frumoasă, o casă frumoasă, îs cu fratele Bobby și îi spun, mă, eu cred că înăuntru casa asta are un hol, așa, și cameră de o parte și de alta. El îmi spune, nu frate Dragoș, acum modern, îi se face un living mare și o bucătărie și un birou. Și pe când vorbeam noi, iese proprietarul, spune, dom'le, ce vă uitați la casa mea? Dom'le, ne dăm cu părerea cum e la matale. Și el, uite să vă spun eu cum e în casă la mine. Acum vă întreb, voi pe cine mă credeți? Pe mine, pe Bobby sau pe proprietar? Da. Noi ne dăm cu părerea despre moarte. Există vămi, câte zări stă sufletul lângă trup, când zboară, când nu zboară. Știți de ce sunt curiozitățile astea? Și de ce ne raportăm diferit la moarte? Pentru că omul n-a fost creat să moară. Nu-i în codul lui genetic pus moartea. De aceea în fața morții oamenii sunt curioși. Măi, oare cum o fi după moarte? Dar vine Hristos, dar vine din moarte. El a fost mort și a înviat. Și ne spune cum e dincolo de moarte. E vrednic de crezare? Amen. Și acum El spune că dincolo de moarte, noi continuăm să existăm. Viața noastră pe coordonata timpului are două sectoare. O viață pământească și o viață veșnică. Viața pământească, marcată între certificatul de naștere și deces, e viața care o trăim noi la Stuttgart, aici în Germania.
Și nimeni nu vă acuză că ați venit în Germania. Și Avram, când vreme de foame, te-a coborât în Egipt ca să mănânce. Viața asta îi trecătoare, îi ca un abur, ca un vis la deșteptare, ca o strajă de noapte, ca un sunet, ca un zbor, ca suveica țesătorului care trece printre fire, ca o floare care dimineața înflorește și apoi e cosită și se usucă. Așa e viața ta aici în Germania. Așa e și viața mea. Viața omului scurtă și plină de durere și lucru cu care se mândrește omul. Trudă și durere, că trece iute, iar noi zburăm. Stările vieții acestei vremelnice sunt și ele trecătoare. Și bine că e așa. Trec bucuriile, dar trec și necazurile. Da? Trec și laudele, dar trec și ocările. Trece și bogăția, trece și sărăcia. Trece sănătatea, trece și boala. Și ce bine că e așa. Că viața îi trecătoare. Iar moartea este un procedeu prin care Domnul ne trece dintr-o formă de existență în alta. Că ai murit bolnav de cancer, că ai lunecat în baie și ai venit cu tâmplă de ciment, da? Că ți-ai tras picioarele ca patriarhii din vechime, până la urmă nu contează cum mori. Adică prin care metodă Domnul te trece de aici dincolo. Contează starea care și relația care o ai cu Dumnezeu în clipa morții. Știți ce e bun la viața asta și de apreciat? Că în bucățica asta de viață scurtă avem ocazia să ne asigurăm o veșnicie binecuvântată. Că veșnicia o proiectăm din Stuttgart, din anii ăștia. Cu necazuri, cu bucurii, cu familie, cu tot ce avem noi. Aici ni se dă șansa să ne asigurăm veșnicia binecuvântată. O viață care nu se termină, în termeni matematici, plus infinit. Deci noi avem o existență veșnică. Nu se gata existența noastră la cimitir, când ne plângem bolnavi, nu, nu. Apostolul Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 4:13, nu voi în fraților să fiți în necunoștință ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă credem că Hristos a murit și a înviat, credem că Hristos va aduce înapoi pe cei care au adormit în El. Căci însăși Domnul, cu un glas, cu sunet, un arhanghel, te va coborâ. Întâi vor învia morți, noi ce vii, nu vom lua înainte, vom fi schimbați și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte și apare expresia și veți fi totdeauna cu Domnul. Expresia totdeauna nu se poate aplica în Germania, nici la mine în Bucovina. Că eu am copilărit, dar n-am copilărit pentru totdeauna. Am făcut școală, dar n-am făcut pentru totdeauna. Am avut servici 30 ceva de ani, da, am fost mecanic, locomotivă, dar n-am fost pentru totdeauna. Sunt la pensie de 11 ani, dar pensia mea nu e pentru totdeauna. De ce? Că viața e trecătoare. Expresia vom fi totdeauna cu Domnul se aplică în cer, când vom fi cu Dumnezeu. În cer nu mai este noțiunea de timp. Noțiunea de timp a fost creată de Dumnezeu pentru noi. Pe mine, când m-a adus Dumnezeu în existență, m-a stabilit două coordonate, loc și timp. Născut acum 65 de ani în Bosanci, acolo m-a căutat Domnul. Dar în rai nu o să fie ceasuri perete. În rai nu o să fie calendare să urmărim în ce zi suntem. Noțiunea de timp dispare, apare o altă noțiune numită veșnicie. Asta e viață veșnică. Numai că pilda din Luca ne spune un lucru, că viața veșnică are și bogatul, viața veșnică are și săracul. Dar sunt două locuri diferite. Că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Cu vremea a murit și bogatul și a fost îngropat. Pe când bogatul era în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui Avram. Deci, dincolo de moarte,
Există o judecată și două locuri diferite. Când eram eu copil mic, se cânta o cântare: două drumuri sunt pe lume, unul e bun și altul e rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Am fost acum vreo 3-4 ani în Ucraina, am întâlnit un frate trecut bine de 80 de ani. S-a apropiat de 90 de ani și spune: eu sunt născut în pocăință. Mi-a povestit de suferințe lui și știu din copilărie o cântare, vă cânt și nimeni nu o știe. Și a început să cânte cântarea: două drumuri sunt, dacă eu o știu, că și eu știu din copilărie. Purgatoriu e o invenție catolică, frații mei. Șansă ca să trăiești dintr-o parte și în alta nu mai există. Între noi și voi, spune Avram, e o prăpastie, nu se poate trece. Acum există un drum pe care merg păcătoși și un drum pe care merg neprihăniți. Acum se poate trece dintr-o parte în alta. Acum sunt punți de legătură. Puntea de legătură care trece de pe calea păcătoșilor, pe calea neprihănirii, se cheamă Sfânta Pocăință. Dumnezeu ne-a ajutat și am intrat pe puntea aceasta și suntem pe calea aceasta. Acum întrebarea mea este: dacă e viață veșnică și pentru unii și pentru alții, viața ta în veșnicie, unde ai să o petreci? La judecată. Pentru că judecata lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a rânduit o zi, fapte 17 cu 30 și 31, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, poruncește acum tuturor oamenii de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Judecata lui Dumnezeu îi după dreptate. Noi avem pus în Constituție, nici unul nu-i mai presus de lege. Că sunt la noi mai presus de lege și nu-i ajunge brațul legii, care fac infracțiuni și li stă dosarul 10 ani până se prescrie. La Dumnezeu nu-i așa. Nu se mai cere un timbru, nu se mai dă amânare, nu se mai cere un martor, nu. Judecata lui Dumnezeu îi cu dreptate. Și spune Roman, capitolul 2, versetul 6, că fiecare va fi judecat după faptele lui. Judecata e cu dreptate, în al doilea rând judecata e după fapte. Faptele tale, faptele mele într-o zi vor fi judecate, frate. La Dumnezeu sunt contabilizate gândurile și vorbele și faptele noastre. Eu am un exemplu care l-am mai spus adesea, că e sugestiv cumva. La noi avem un frate păstor, mai mare ca mine, cu vreo 5 ani. Acum e în Londra, păstorește o biserică. Și el îmi povestește un lucru. Frate Dragoș, el e un gospodar, casă, șură, ca în Bucovina, așa are o fântână în colțul casă. Îl duce de drum la apă și nu vine apă la baie. Și spune: măi, ce s-a întâmplat oare? Scoate ștecherul din priză, că avea hidrofor, e o scară, o pune în fântână, coboară, o scară de fier și vede că e un fir rupt. Duce în casă, ia un cuțit, o bandă izoler, curăță cablul, le leagă și când era cu picioarele în apă pe scară de fier, Viorica vine și spune: băi, cine a scos pompa? Și bagă pompa în priză. Și el îmi spune: Dragoș, în mod involuntar am scris, wow, scos un... Viorica cum era, o tras. Și acum vine relatarea lui. Frate Dragoș, în fracțiunea aceea de secundă mi-am văzut toată viața. Am văzut de când mergeam la școală, mă țineam doi câte doi, cum era în vremea lui Ceaușescu. M-am văzut când m-am dus la profesională, când m-am dus în armat. M-am văzut cum dirijam corul în adunare, el era dirijor de cor. M-am văzut cu Viorica pe scaunul de mire și mireață. Dar spune interesant, am văzut totul așa cu încetinitorul, totul în reluare, toată viața mea. Și acum eu mă întreb, dacă la oameni pe un stic de la cât un bob de orez pui 1000 de cântări de-a lui Cuibus, în cap 1000, la Dumnezeu există posibilitatea stocării tuturor informațiilor? Ce credeți? Gânduri, vorbe, fapte, toate rămân acolo. Deci asta vine în judecata. Fiecare va fi judecat după faptele lui. La noi în sat era o mormântare. Bătrânul Ieremia, prezbiterul nostru, un om pocăit, predica și el din pragul casei.
și predicat despre judecata viitoare, cum Dumnezeu a să condamne pe femeile care își ucid copiii. O era subiect de mormântare, așa i-o venit lui să predice, că sunt mame care își ucid copiii, deci nu sunt de acord cu nașterea de copii. Și după ce o gătit de predicat, era o femeie nipocăită la poartă. Când scotea mortul din ogradă, se duce și la pucă așa de haină și spune, ba, Dion, îi drept ce ai spus matale? Și fratele Ion spune, măi, nevastă, măi, femeie, dar eu de aici, măi, eu n-am spus. Femeia pune mâine pe cap și începe să plângă, vai de mine, dacă e așa, apoi eu n-am la ce să mor. Știi ea ce avea făcut. Și fratele Ion îi spune, măi, stai să-ți mai citesc ceva. Și deschide repede Biblia. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă. Cred că nu la întâmplare a fost citit cuvântul, dacă umblăm în lumină după cum El însă și este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne iartă de orice păcat. Pe mine m-a iertat Dumnezeu când m-am pocăit. Eu sunt născut în pocăință. Dar pe mine Dumnezeu mă iartă în fiecare zi. În fiecare zi. Când mă duc în Isaia la capitolul 6, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și mă uit la mine. Oameni buni, atâtea gânduri rele vin prin cap, nu vă pot eu povesti. Câte de vorbe mă păzesc și de gesturi, dar câte planuri care nu de la Dumnezeu. Și când mă îl văd pe Dumnezeu Sfânt și eu mă văd păcătos, eu nu mă culc seara până nu spun, Doamne, iartă-mă pentru ziua de azi. Și dă-mi putere să nu mai păcătuiesc, Doamne. Vrei cineva în seara asta să-și ceară iertare? Aveți de ce? Și cerem putere. Eu m-am rugat la Domnul, am spus, Doamne, nu mai trebuie iertarea mea și mâine să fac iară. Te rog, iartă-mă și dă-mi putere să nu mai fac lucrurile astea. Când am fost eu la mărturisire, n-am băut, n-am fumat, n-am curvit niciodată în viață, dar ispitii, nu vă spun eu. M-am dus la doi frați. Întâi am vrut să mă mărturisesc, am spus, măi, eu din Suceava mă duc la turnul Severin, oi, găsă eu un pocăit, închid ochii și-i spun tăt, și să nu-l mai văd în viața mea. Că apare rușinea aceea. Ei, când am vrut să fac mărturisire, am luat doi frați, unul mi-era coleg de servici, de 20 de ani, poate îl cunoaște, să-l cheamă Gelu Ranga, un păstor și proroc, și încă un frate mai în vârstă, mitic Alexa. Și le-am spus, ei mă întrebat, da, asta ai făcut? N-am făcut, dar m-am gândit. Băi, oamenii ce așa plângeau de parcă ei erau păcătoși, nu eu. Și au spus, vom face o rugăciune, frate Dragoș. Toate lucrurile care până acum ți-au fost dragi, să-ți fie o scârbă de acum înainte. Că asta e rostul mărturisirii. Că Dumnezeu te iartă și dă așa o scârbă de păcat. Noi am avut fumători în adunare care au fumat ani și ani de zile. Și când s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat, băi, nu pot, băi, trece un fumător pe stradă la vale și parcă vine fum peste, nu-l mai pot, mi se întoarce stomacul, nu mai pot suporta. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Hai să ne cerem iertare în seara asta. Și să cerem putere de la Dumnezeu să ne păstreze cu un cuget curat. Doamne, dă-ne harul ăsta de la Tine. Că viața veșnică îi trece dincolo de mormânt, dincolo de cimitir. Numai când două destinații, una în fericire și una în necaz. În Matei 25 este o pildă cu 10 fecioare. Eu m-am uitat la dumneavoastră și am să vă pun o întrebare. Voi ați venit din România, din toate părțile României, cred că. Am înțeles că sunt mulți de pe la Udești, de pe la Burdujeni, nu vă cunosc pe toți, da? Din multe părți din România ați venit și sunteți împreună, poate lucrați împreună, vă adunați împreună, v-ați împrietenit, luați cina împreună, cântați așa de frumos împreună. Spuneți-mi, de ce atunci când vine Domnul, vreți să vă despărțiți? Nu mai vreți împreună. Iată ce plăcut și dulce să locuiască frați împreună. Psalmul 133. Mai frumos în seara asta la adunare? Vă place? Bun, de ce vreți să vă despărțiți când vine Domnul? Vreți? Nu vreți?
Păi Biblia spune că erau 10 fecioare, dar când a venit Domnul, s-au despărțit. 5 au intrat în odaia de nuntă și 5 au rămas afară, bătând, deschide, deschide, nesu nouă. Dar de ce s-au despărțit astea? Că până la venirea Domnului s-au văzut numai asemănările. Dar după ce a venit Domnul, s-au văzut numai deosebirile. Așa mă uit la voi în adunare, spun, cred că fratele Bob îmi spunea, ai 12 ani de când ai venit. Poate nici nu mai vin odată, nu știu. Mă uit așa, sunteți ca o biserică unită. Dacă îmi vine Domnul, unul o să intrați cu mirile în odaia de nuntă și unul o să rămâne plângând. Așa spune Biblia. De ce? Păi eu am spus că fecioarele astea aveau așteptări identice, dar pregătire diferită. Ele erau fecioare, îl așteptau pe mire, știe că vine mirele. Toate îl așteptau pe mirele, dar nu toate s-au pregătit la fel. Noi predicăm de venirea Domnului, eu cred în revenirea Domnului. Avem cântări despre venirea Domnului, avem predici puse pe puncte, știm că va veni Domnul. Ne pregătim toți pentru venire? Ne pregătim la fel? Pentru că așteptările sunt identice, dar pregătirile sunt diferite. Hai pregătiți-vă așa că atunci când vine mirele, să intrați în odaia de nuntă. Doamne ajută-ne pe toți! Șanse identice, dar destine diferite. Fecioarele astea au avut toate șanse. În Stuttgart, în Germania, toți aveți șansă să trăiți pocăința. Toți, mă uit la voi, toți puteți trăi pocăința. Toți beneficiați de Scriptura asta, de sângele și de jertfa lui Hristos, de harul lui Dumnezeu, s-o revărsa peste tot. Dar destinații diferite, știți de ce? Că unele au profitat de șansa lor, iar altele au stat nepăsătoare. Vreți în seara asta să avem mai mult interes pentru venirea Domnului? Amin. Pentru pocăință? Amin. Doamne ajută-ne! Amin. Și viața veșnică, și cu asta închei, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Deci viața veșnică, dincolo de forma de existență, e ceva mai mult. E cunoașterea lui Iisus Hristos. Cum stăm noi față de cunoașterea aceasta? Că spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, așadar noi de acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Că dacă L-am cunoscut în felul lumii, de acum nu-L mai cunoaștem așa. Ce înseamnă a-L cunoaște pe Hristos în felul lumii? Poți să-L cunoști chiar din Scriptură, din obiceiurile creștine. Auzi colindă, cântă, hrușcă și nu știu mai cum îi cheamă, 2 luni înainte de nașterea Domnului, mă colindă. Și știm că s-a născut Mesia. E o cunoaștere literară. Nu-i rea, dar nu-i suficientă. Că este a doua formă de cunoaștere. În Marcu, capitolul 2, versetul 8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Sau Ioan, capitolul 14, versetul 20, veți cunoaște? Sau versetul 26, când va veni Mântuitorul, adică Duhul Sfânt, El mă va face cunoscut. Este cunoașterea care ne-o dă Duhul Sfânt. Ai ajuns la etapa asta? Dincolo de citirea Scripturii și a auzit niște cântări de la cuibă și o predică de la mine. Ai cunoașterea care ți-o dă Duhul Sfânt? Măi, 3 ani și jumătate umbla niște oameni cu Domnul Iisus, niște femei cu cernice. Și Hristos e omorât și îngropat și stă 3 zile în mormânt. Și în dimineața înviere, niște femei aleargă la mormânt. Îl văd pe Hristos și cred că e grădinarul. Cum vă explicați voi, mai oameni buni? Nu vezi un om 3 zile și după 3 zile nu-l mai cunoști. Pe drumul Emaus, merg 2 oameni vorbind între ei, li se alătură un străin. Ce-i cu vorbele astea? Cum tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim cu acel Iisus, prolog puternic în fapte și în vorbe, și încep să descrie scena. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire că au fost la mormânt, ar fi avut o vedenie de îngeri, au spus că nu e aici, au înviat.
O, nepricepuși, zăbamniți cu inima când e vorba să înțelegeți tot ce au spus Scripturile. Știți când l-au cunoscut? Când Hristos a luat pâinea și o frântul. Atunci l-au cunoscut. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum. O pleca înapoi. Ai cunoașterea asta dată de Duhul? Sau te limita la o predică și la o cântare? Te limita numai la Psalmul 1 pe care trebuie să-l învățați. Trebuie să-l învățați. Dar Duhul ți-l-o descoperi pe Hristos? Și mai este o formă de cunoaștere. Ar trebui să ajungem și aici. Dimineața înviere, Ioan 21, pe lacul Genezeret, 6 ucenici se duc să prindă pește. Toată noaptea se străduiesc, nu prind nimic. Dimineața pe sărm un tineret întreabă, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și ăștia cu mâna, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și strigă tânărul de pe mală, aruncă, ieșine în partea dreaptă. Le-au aruncat și nu le mai puteau trage de pește. Ioan știe ce spune? Este Domnul. Dar ce s-au apropiat de mal? L-au cunoscut mai bine? Nu, nu, nu. Cunoașterea prin experiență. Că în Luca 5 o mai aruncat odată în mrejele în partea dreaptă și a umplut două bărci cu pește. Și el a spus, ăsta e Domnul. Aveți experiență cu Domnul? V-a dat Dumnezeu bucata de pâine până azi? Vă vindeca de boli? Vă scăpa de primejdie? Cunoașterea asta e grozavă. Și viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Închei. Există două lumi paralele. O lume a materiei condamnată la distrugere și o lume a spiritului care va rămâne. O evanghelie veșnică și o viață veșnică. Dar viața aceasta veșnică poate avea două destinații. O chinuire veșnică și fumul chinurilor lor, spune în Apocalipsa, se ridică în sus, în veci vecilor. Despre cei sfinți spune, ferice de acum încolo, 14 cu 13, de morți care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor, că faptele lor urmează. Două destinații. Pentru veșnicie, fericire veșnică și chin veșnic. Tu ești în Stuttgart, ești în adunare. Unde ai să mergi? Vedeți cât nebuni circulă pe străzile pământului? Vedeți câți drogați, câți bețivi, câți intră în tine și îți omoară copiii? Plecăm de ei, nu știu dacă ajungem să ne punem capul pe pernă. Dar dacă mor în noaptea asta, eu cred că mă duc la Domnul acasă. Te duci și tu? Tatăl Octavian era bolnav. Și au venit frații la el în vizită, sta de vorbă. Și el la un moment dat le spune moșul Jean, om cu credință în Dumnezeu, măi, eu trebuie să mă duc, măi. Uite, vedeți voi, tinerele acela, stă de două zile și mă așteaptă și amul mi-a spus că trebuie să plecăm. O pus capul așa pe palmă și o adormit, o plecat acasă la Domnul. Tu unde te duci? Cu păcatele cele ascunse de care s-a vorbit, cu Duhul tău de ceartă, cu neînțelegerile tale, cu răzvrătirile tale, cu nesupunerea ta ca femeie în casă, cu spiritul ăsta dictatorial al bărbatului în casă, unde te duci cu asta? Dacă noaptea asta plecăm, în locul de fericire sau în locul de chin? Doamne, ai milă de noi! Am mai spus că viața are locurile acestea. Moartea nu, e un procedeu. Parcă pare neinteresat până la urmă. Că spunea Balaam în numeri 23 cu 10, o, de-aș muri de moartea celui neprihănit și sfârșitul meu să fie ca al lor. Dar nu mori cum vrei, mori cum trăiești. Care e diferența între moartea celui rău și moartea celui neprihănit? Că veneau acum de la Ucraina, șoferul era pocăit, penticostal, îl cunosc bine. Și a murit într-un accident mulți, mai mulți oameni. Și el a fost dus în comă la spital, el a scăpat. Da? Dar vin din Germania un bus de oameni și mor patru oameni. Unul e pocăit, trei nipocăiți, dar mor la fel. Îi văd diferență? O, de-aș muri de moartea celui neprihănit. Știi care e diferența? Proverbe 11 cu 7 spune, la moartea celui rău îi se taie nădejdea.
Și Proverbii 14:32, cel neprihănit și la moarte trage nădejdea. Diferența stă în nădejdea mântuirii. Duceți-vă acasă, mărturisiți-vă păcatul, luați hotărâri că nu mai faceți. Duceți-vă acasă cu nădejdea mântuirii. Asigurați-vă locul ăla de fericire veșnică. Sunteți împreună aici, ca și cele 10 fecioare. Rămâneți împreună și când vine Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița, să plecați voi toți de aici, cu familie, cu nevastă, cu copii, cu tot leatul vostru și familia de oameni. Vreți asta? Dumnezeu să vă binecuvânteze, să nu rămână aici niciunde. Dacă sunt fii rătăcitori, să-i aducă Domnul înapoi. Dacă sunt fiice nepăsătoare, să le aducă Domnul înapoi. Că există o viață veșnică. Amin.